Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Astăzi s-a întâmplat ceea ce nu ne doream noi din momentul din care a avut loc tragedia în Kemerovo. S-a întâmplat niște lucruri la care ne gândim deja de o lună de zile, la care se vorbește zilnic în presă, dar din păcate nu se iau decizii. Decizii importante, decizii ale factorilor importanți care ar putea să spună lucrurilor pe nume și să monitorizeze corect situația la capitolul siguranța antiincendiară în Republica Moldova. În centrele comerciale, în spitale, în localurile publice, în grădinițe, în școli, în toate locurile unde sunt foarte mulți oameni, unde sunt copiii noștri. Ne pare foarte rău de tot ceea ce s-a întâmplat astăzi. Foarte bine că nu avem victime. Le mulțumim pompierilor care au reacționat prompt, că am înțeles că după comunicatul de presă care a fost făcut public deja, focul a fost stins într-un timp destul de scurt și cea mai mare problemă la noi, din păcate, este că până la ziua de astăzi, toate instituțiile care au avut ca obiectiv de bază păstrarea situației antiincendiare, evaluarea și respectarea tuturor condițiilor pentru ca instituțiile și blocurile, clădirile să nu aibă așa efecte de incendii sau alte, nu s-a făcut corect. Toată perioada aceasta, acele instituții care au fost responsabile nu au reacționat, nu s-au documentat și nu au evaluat situația. Astăzi discutăm despre o temă care mi-am propus să o organizez încă 7-8 zile în urmă. Am așteptat ca să vedem care este situația și am hotărât 2 săptămâni în urmă ca să fixăm pentru ziua de astăzi. Din păcate, această coincidență nu ne bucurăm că s-a întâmplat, dar cu atât mai mult tema de astăzi este foarte actuală. Vom vorbi despre evaluarea sistemelor antiincendiare în spitalele din Republica Moldova și invitații din studio sunt Dinari Cojocaru, consilier în Consiliul Municipal Chișinău. Bună seara și bine ați venit în studio. Bună seara. Anatol Ciubotaru, profesor, director Instituției Medico-Sanitare Publice, Spitalul Clinic Republican, Timofei Moșneagă. Bună seara și mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți la noi în platou. Bună seara. De la început, vă rog frumos, regia, să puneți pe post reportajul care l-am realizat cu câteva zile în urmă. Accent TV continuă vizitele inopinate. Toate inspectările noastre au doar un scop și anume sensibilizarea opiniei publice și a organelor competente de a face cât mai urgent schimbări radicale la capitolul siguranța antiincendiară și măsurile de apărare împotriva incendiilor. După ce am fost în centrele comerciale din municipiu, am hotărât să verificăm primul spital din țară și anume Spitalul Clinic Republican. În edificiul dat activează peste 1500 de oameni care constituie personalul medical, 1000 de pacienți internați, iar zilnic se perindă pe holuri peste 500 de bolnavi. Este regretabil faptul că toți acești oameni sunt supuși riscului. Profesionalismul corpului medical din Spitalul Republican a fost apreciat cu distinții înalte de stat și ar fi corect să avem grijă de viața celor care ne salvează pe noi. Această instituție publică, da. Și eu ca presa am voie să vă ajut. Eu văd presa, eu vă ascult, absolut, eu înțeleg. O să fie mai mare problemă dacă nu fi dat voie. Nu, dăm voie, dacă la noi e serviciul de presă, nu este pe loc. Inițial, după cum ați văzut, echipa noastră a fost bruscată de serviciul de pază, iar apoi, după intervenția vicedirectorului medical Ion Balica, situația a devenit mai prietenoasă. Tare dureros de ce s-a întâmplat la Rusia, în Kemerovo. Noi luăm măsuri urgente, în mod urgent, de reîncărcarea stingătoarelor. E planificat în semestru, la sfârșitul semestrului dat, în toate încăperile unde dumneavoastră ați depistat neajunsuri, acolo se planifică ori reparații, ori unde s-au făcut reparații, la moment sunt dotate cu stingătoare de ultimul model, cu furtun antincendiar, cu detectoare antifum. Începând cu parterul instituției medicale, poți vedea cu ochiul liber că lipsesc cu desăvârșire detectoarele de fum și de temperatură, indicatoare de evacuare și semnalizare. Sprincherele sau mai simplu stropitoare nu am văzut la parter, iar pietajele sunt din perioada sovietică și nu funcționează. Furtunuri antiincendiu nu există. Întrebarea care apare este cine a emis aviz de securitate la incendiu în acest caz? Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale știe de situația acestui spital, ori banii
banii direcționați spre asigurarea apărării împotriva incendiilor se duc în alte direcții. Где выходы здесь, если пожар случится? Или как ситуации? Ну, я предполагаю, что там, где вход. А дополнительные указатели я... Я не вижу. Вы схему увидели? Ну, я не разглядывал, когда заходил в здание. Думаю, я полагаю, что где-то есть. В случае пожара вы знаете, как выходить из больницы? Нет. Как нет? Так нет. Не инструктировали, ничего не знаю. И пожара мой, караул, если бы была цепь, урлы. Например, что она испытала, она замечена. Может, поставь нам... Кой? А сервичонти инченджу? Ну, ты эмоционал, ну, ты эмоционал. Сервичонти инченджу, ну, замечена. Ай, добра, ай, не Sistemul antiincendiu de cândva avea o eficiență înaltă pe întreg spațiul al spitalului. Acum însă îl putem considera doar piesă de muzeu. Toată sistemul ăsta a lucrat, dar pe parcursul anului nu s-a făcut reparație, nu s-a investit nimic și ba, acolo s-a rupt, ba, acolo s-a rupt, bază și leagă imaginați că se mai defectează. Acum s-au făcut sistemele și noi acum trecem la montarea sistemelor noi antiincendiare cu blocuri noi. Asta, vedeți, este sistem nou. Deci este conectat blocul operator nou, două spuse și unul, pus la clădirea existentă, dar unde s-au mai făcut reparații noi, da? Acolo, cum spun, detectoare de fum, de temperatură, se duce și treptat centralizează. Bucură un singur lucru din tot ce am văzut noi și obiectivul camerei de luat vederi. Administrația Spitalului Clinic Republican, în frunte cu directorul Anatol Ciubotaru, este îngrijorată de toate neajunsurile, iar în luna martie 2018 s-au început lucrări de redresare a situației și prioritar în toate ședințele se va discuta aspectul dotării cu echipament anti-incendiu. Echipa Accent TV promite că va monitoriza schimbările în această instituție medicală. Însă totuși ar fi necesară o implicare a guvernului, pentru că de acum încolo ne dorim reguli mai aspre. Revenim în studio și, dragi telespectatori, vreau să vă zic că de data aceasta postul nostru de televiziune împreună cu mine ne-am poziționat pe partea cealaltă a ecranului și am mers ca simpli cetățeni să vedem cum este păstrată siguranța noastră în instituțiile publice. Și după aceea, fiind deja în pielea mea de jurnalist, am telefonat la Serviciul de Presă al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și două săptămâni în urmă și astăzi toată ziua ca să obținem o informație privind situația la capitolul siguranța antiincendiară la Spitalul Clinic Republican și la alte spitale din municipiul Chișinău. Foarte complicat a fost să ajung la cu un sunet, cu un apel la șeful serviciului Cristina Stratulat, care ultimul mesaj mi l-a retransmis câteva minute în urmă și a zis că nu vor să intervină în cadrul emisiunii nici prin telefon și să-i reorientez prin poșta electronică toate întrebările care sunt importante pentru noi și dânsa ne va răspunde în timpul apropiat. Vă mulțumesc tare mult, Cristina Stratulat, dar în cazul în care este un incendiu, nu este necesar ca să trimit scrisori și consider eu și cetățenii din Republica Moldova că ar trebui să lăsăm un pic politizarea sau inactivitatea și să fim mai responsabili și să conlucrăm sau să fim mai receptivi la soluționarea împreună a unor probleme destul de stringente în Republica Moldova, fără ca să avem victime. De ce, doamna Svetlana Cebotar, probabil dumneavoastră nu știți cum răspunde Cristina Stratulat, dar vă recomand să o întrebați cum a comunicat cu noi la această temă. Și astăzi, prin telefon, vom avea și un reprezentant al Agenției pentru Supraveghere Tehnică, și anume Vitalie Știrbu, care, din păcate, neavând timp ca să vină în studio, a promis că va răspunde la telefon și îl vom întreba care este situația la capitolul situația antiincendiară. Domnul Ciubotaru, vă propun să vedem următorul reportaj, după aceea revenim la situația propriu-zisă în Spitalul Clinic Republican. La doar o săptămână, echipa Accent TV a vizitat din nou Spitalul Clinic Republican pentru a vedea dacă administrația instituției și-a onorat promisiunea. Nimic de spus. Au fost foarte responsabili la neregulile sistemelor antiincendiare depistate de noi. Am primit de la Ministerul Internei, ne-a ajutat cu 20 de furtunuri,
pentru ghidranele antincendiare. De ce echipament mai are nevoie spitalul pentru a fi dotat în totalitate? La moment, în proces de lucru, de procurarea furtunurilor și stingătoarelor. La moment. În afară de aceasta, noi avem de toate, suntem echipați pentru, suntem gata pentru a intervi orice problemă. Situația Spitalului Clinic Republican la capitolul finanțare și supraviețuire este complicată, la fel ca și starea întregului sistem de sănătate din țara noastră. Despre aceasta nu neagă nici conducerea instituției medicale în cauză. Spitalul Republican suntem pe linii de ascensiune, să zicem așa. Deci problemele majore care au fost încet, încet se rezolvă. Spitalul era într-o stare deplorabilă din punct de vedere tehnic, constructiv. Da? Deci lifturile nu mai lucrau, erau practic deteriorate toate. Blocul alimentar era într-o situație dezastruoasă. Și multe probleme erau de genul ăsta, care deci, am reușit să convingem conducerea Ministerului Sănătății, a Guvernului, ne-au alocat finanțare suplimentară, anul trecut 27 milioane de lei, cu promisiunea că anul ăsta la rectificare bugetul să mai dai 27 milioane. Și o să rezolvăm problemele care stau în fața noastră. Deci s-a rezolvat problema plăților, care bolnavii, de exemplu, în secția de terapie intensivă, reanimare, bolnavii 86% procurau singuri, acum nu mai cumpără nimic. Totul este. Nu numai medicamente, dar și consumabile și, zicem, parafarmaceutici. Blocul alimentar nu a mai fost renovat din 1977. Anatol Ciubotaru, cel care de doar 2 ani se află în fruntea celui mai mare spital din țară, de multe ori a bătut la ușile factorilor de decizie ale statului, dar nimeni nu l-a auzit. Este unul din puținii manageri de instituție medicală care nu obosește să caute alte căi de existență și resurse financiare, găsite desigur din afara țării. De exemplu, colegii din Germania, Olanda și Belgia nu au rămas indiferenți și au venit cu suportul considerabile pentru renovarea Spitalului Republican. La evaluare, necesitățile au fost cam estimate la 10 milioane de lei reparația capitală blocului elementar, inclusiv cu linia tehnologică. Da? Deci noi am mers pe altă cale, noi ne-a costat undeva în jur de 7 milioane să fie reparația dusă la capăt, cu bun sfârșit, linia tehnologică am adus-o din ajutor umanitar. Am putea spune că am în jur de 3 milioane de lei, le-am adus de la colegi din Germania, care, de fapt, am adus ajutoare și din Olanda, și din Belgia, dar în mare parte din Germania. Ne-a ridicat de la linia asta din gheț, când era un dezastru, nu mai înțelege un merge. Acum, noi apreciem clar că o pornire spre bine. Este o dinamică pozitivă a situației în medicină. Poate suflecăm mânicile și ne apucăm de treabă. Să cer niște demisii a celor care pun în pericol atât viața pacienților, dar și a medicilor. Doar această profesie rămâne a fi una dintre cele mai nobile, iar noi nu avem așa de mulți medici buni și trebuie să-i protejăm. Poate nu mai politizăm sistemul medical, dar le oferim condiții bune de muncă și salarii decente. Și atunci fiecare va fi responsabil de jurământul lui Hipocrate. Am revenit în studio, domnul Ciubotaru, după un duș rece pe care jurnaliștii l-au organizat la Spitalul Clinic Republican. Ce aveți aici, spune, cum stau lucrurile la Spitalul Republican? Și știu că aici putem discuta exact ca în situația unui lector care mereu în aule ceartă studenții care nu vin la ore, dar cei care au venit și au avut toate lucrurile astea. Dumneavoastră sunteți de 2 ani manager la această instituție, care anul trecut a împlinit 200 de ani. Este cea mai mare instituție. Cât de greu vă este să reabilitați ceea ce a fost delăsat sau cât de complicat este să faceți lucrurilor și să conduceți un institut medical de așa anvergură? În primul rând vreau să zic un sincer mulțumesc jurnaliștilor care vin cu intenții sănătoase la spital pentru a depista lacunile, problemele care se le poate ridica în vizorul atenției publice, în vizorul, zicem, conducerii, deoarece de unul singur sau echipa singură, deci îi vine greu de a examina tot și de a redresa. În același timp, vreau să zic că
În mare parte depinde și de bunăvoința, nu vă fie cu supărare, a jurnaliștilor, când văd doar jumătatea goală paharului. Eu aș prefera să văd jumătatea plină paharului, care treptat, picătură se împlie, adică să înlăturăm golurile care sunt. Într-adevăr, probleme au fost foarte mari, ele rămân, dar suntem, iată, astăzi a fost dare de seama anuală a Ministrului Sănătății, doamne Cipotari, Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, deci și absolut toți vorbitorii au constatat un lucru de studii clar. La toate capitolele, salarizare, deci dotare cu utilaj medical, dotare cu consumabile, deci finanțare. Sunt niște lucruri vedete. Desigur, este imposibil într-un an de zile să rezolv toate. Vă ziceam, ați văzut și dumneavoastră, ați filmat ceea ce era acolo, deci vechituri, complex, tragic ce era. Dar încet cu încet le rezolvăm. Eu m-am întors în țară după 4 ani jumate de activitate în Germania. M-am întors în țară pentru a implementa ceea ce am văzut și fiind sigur că se poate de făcut. Uh-huh. Se poate de făcut, deci ce își se face nu poți rezolva într-un an de zile toate. Dar cu siguranță deci, s-a pornit din locul mort și eu sunt încrezut cu echipa noastră managerială că mergem în direcția ascensiunii. Desigur, sunt probleme și mulțumim foarte mult că le depistați. Poate noi chiar uneori, fiu sincer, la capitolul anti-incendi, vezi că asta este astăzi problema zilei, deci ca să înțelegeți, sistemul anti-incendiar care există în Spitalul Republican, deci este confecționat în anii 60. Da, noi am văzut. Deci este luat de la o submarină, submarină atomică, de la militari, care a fost adaptată pentru spital. Deci, prin anii 77, când a fost dată exploatare, spitalul era foarte bun. Acum, ca să înțelegeți, noi avem în spital 25.000 de încăperi. Este deci, impunător Spitalul deci, Republican. Deci, ca să schimbi tot sistemul antiincendiar este un lucru enorm de mare. După calculele făcute de noi, pentru a efectua, deci pe a schimba tot sistemul antiincendiar, ar fi nevoie în jur de 6-7 milioane lei. Uh-huh. Doar pentru aceasta. Desigur, el trebuie făcut. Ce am întreprins noi, deci am mai parlat la colegi, neavând finanțare suplimentare, adică de destul ce? Pentru tot. De ce deci, neavând finanțare la acest capitol? Nu la acest capitol. Finanțare sunt la toate capitolele. La toate capitolele. Primul rând, medicamente. Deci, deci dacă am primit spitalul cu o datorie de 120 de milioane de lei. Când ați venit dumneavoastră când am venit în funcție. Eu. Deci jumătate din buget spitalului. Predecesorii dumneavoastră au acumulat aceste deci, datorii. Nu vreau să zic cine, care au fost de gata. Deci, am primit spitalul. Domnul Cipotar, noi când vorbim, mă scuzați că vă întreb, noi când vorbim că un an de zile nu a reușit doamna Svetlana Cebotari sau noi miniștri, noi nu reușim, dar până la dumneavoastră, noi, oamenii, cetățenii simpli, tot am avut pe cineva care ne-au condus și au stat la cârma unor instituții care au avut niște responsabilități. Și atunci, de ce să spunem că acești oameni, până acum ceilalți, ce au făcut? Trebuia să răspundă cineva. Probabil trebuia. Deci eu răspund ce trebuie să fac eu. Iată, în acești 2 ani de zile, într-adevăr, cu ajutorul Ministerului Sănătății, deci conducerii companiei de asigurări medicină, după demersuri, întâlniri, insistențe, deci am ajuns până la primul ministru care au emis o hotărâre de guvern. Și am trecut, ne-au alocat 27 milioane de lei suplimentar la bugetul care era planificat. Ei, deci, care sunt problemele? Lifturile. Am văzut, sunt la fel, într-o stare dezastroasă. Grozav, deci trebuie schimbate. Uh-huh. Doar 4 lifturi ne costă 17 milioane lei. Blocul alimentar, l-ați văzut, era dezastru. Deci trebuia făcut. Și multe, multe chestii de astea. Deci s-au deschis secție de endoscopii, secție nouă. Să face reparații, secție de terapie intensivă pentru septică, iarăși, necesită investiții. Și iată, o clip, să termin fraza. Uh-huh. Și atunci când am investigat sistemul de anti-incendiar, în afară, banii că nu stai nimic, e zero. Pentru a organiza schimbarea sistemului, pe tot spitalul trebuie închis 3-4 luni, complet, fiindcă
faci găuri în toate saloanele, în toate încăpierile. Este o problemă. Dar dumneavoastră confirmați faptul că până nu ajunge în situația cum a fost la Chemerova, ar fi trebuit din timp de analizat și de evaluat această stare? Deci este o instituție foarte masivă, foarte mare. Clădirea, deci toată această multitudine de oameni, noi am calculat zilnic, noi avem în incinta spitalului până la 4-5 mii de oameni. Păi cu atât deci, mai mult, deci, cu atât mai mult, cuvintele dumneavoastră și păi cei da. Care stau în ministerie sau în instituțiile care sunt responsabili de acești factori ar fi trebuit să se gândească. Domnul Cojucaru, către dumneavoastră, nu știu de ce pare straniu toată starea de lucruri care se creează acum. Toți spun că când îi sun și îi întreb de ce este așa, toți zic, păi da, agenția nouă creată pentru supraveghere tehnică are de-abia 3 luni de când funcționează. Celelalte 5 care au fost comasate și anulate, ce au făcut până acum, domnul Cojucaru? Eu îmi pun întrebarea. Ce se întâmplă cu cei directori de instituții medicale care au fost bine mersi în funcții și au profitat de niște situații și au construit blocuri noi sau au redirecționat bani în alte direcții? Ce se întâmplă cu acei miniștri care în executiv nu au căutat ca să aibă grijă de toate lucrurile astea? Dumneavoastră, cum considerați? De ce noi trebuie să spunem acum că ei sunt un an, doi la putere și nu trebuie să răspundă? Credeți dumneavoastră că până la urmă noi trebuie să avem pe cineva care să răspundă de toate fără de legile și de corupția aceasta în sistemul antiincendiar și pregătirea construcțiilor pentru această... Vedeți, iarăși, la noi e de prins să se răspunde post factum. Întâi cineva pățește un lucru rău, nu e bine inginerii când decedează sau ceva mai grav, ulterior creează o anchetă, o comisie oricare. Iar din timp nimeni nu că nu răspunde sau nu știe că trebuie să răspunde, pur și simplu el știe că nu va fi pedepsit atâta timp cât nu se va întâmpla ceva. Iar dacă se va întâmpla, atunci vom vedea cum vom rezolva această situație. M-ați întrebat cine a fost mai înainte, ministrul. Eu pot spun pe nume, de ce? E fapt, tot știu, până asta era ministrul pe timpul când s-a construit, de exemplu, un șir de instituții în Republica Moldova, fost reconstruite și dotate cu utilaj medical, inclusiv și Spitalul Republican, era ministrul domnul Usatăi, care era sub anchet, nu știu ce, acum predă bine, mersi la universitate, nimeni nu-l atinge, foarte bine. N-am nimic împotriva, foarte bine, că predă, poate e foarte bun specialist, dar pentru tot în viața asta trebuie de răspuns. Și eu gândesc că nu trebuie de răspuns numai penal, dar și moral. Eu nu știu unde este moralitatea atunci când tu ai făcut atâtea lucruri, nu cele mai bune, și ulterior te uiți în ochi la oameni. Referitor la sistemul antiincendiar, eu nu văd că problema este numai în el sau că este problema dată, anume numai în instituțiile medicale. Da, la noi în Moldova dumneavoastră a spus că acum merg un șir de reforme. Eu știu că părinții acasă m-au învățat, dacă vrem să mutăm un obiect dintr-un loc în altul, deja avem un plan cum să-l mutăm și de ce îl mutăm. De orice este mai bine să facem o trecere mai largă, să avem posibilitatea să ducem acea căldare de apă mai la o distanță mai mică, dar la noi se fac modificările fără să te gândi în continuare. Nu, de dragul funcțiilor. Ei nu știu cum, de exemplu, să scăpe de unii funcționari mai vechi care, bine mersi, au și aceia rudieni, oricum să ții în acel fotoliu. Și hai să facem o modificare. Deci mecanismul e cam așa. Asta e părerea mea personală, nu vreau să o impun cuiva, dar numai în așa mod. Ba mai mult ca așa, atât vreau poate puțin să anticipez, dar totuși este legat de incendiu. Astăzi au fost două incidente, anume prin incendiu, legate cu un incendiu. La un centru comercial și la Institutul pe strada Cantemir și la Institutul de Microbiologie. Exact. Institutul de Microbiologie l-am văzut vizual, chiar că eram în preajmă. Chiar am permis treacă pompieri. Spune întrebarea, cum? Eu puțin anticipiez, poate, dar mă uit posibil poate mult la filme și știți cum, în companie electorală tot timpul ai suspiciuni. Și mi-am adus aminte de un film odată când pentru ca o luptă electorală să fie câștigată, pentru a face un restart
societății să nu se accentueze pe unele minuse, că s-a făcut un incendiu mare, tot s-a accentuat la incendiu dat, s-a restartat atenția, ulterior când a venit candidatul dat, iar a trecut la direct în lucru el și oamenii s-au uitat de ce și-a făcut el rău, ulterior el a fost promovat. Nu e bine lucru, vreau să vă spun că nu ține numai de instituțiile medicale, noi avem, dacă sunt consilier municipal și sunt cunoscut cu situația în aceleași instituții preșcolare, grădinițelor, noi de zi de zi ducem copiii. Ele nu sunt înzestrate cu așa tip de sistem. Eu n-am văzut cel puțin din instituțiile pe care eu le-am vizitat. Ba mai mult ca atât, știți, vreo 2 ani de zile în urmă, la centru Vatra, un copil a fost s-a aprins acolo o fumat, posibil în camera odaia unde era și era blocată ușa, sistemul care era nu funcționa, tot era vechi până la ziua de azi, acolo nu a fost instalat și era vorba de 40 sau 60 de mii de lei. Nici până în ziua de azi nu s-a instalat. Este irresponsabil lucru, dar cel mai dureros este că noi avem precedente, piața centrală. Exact, la Soacra. După la Soacra era, dacă nu mă înșel, tot Pavel Filip, prim-ministru, a dat un, spunem, niște comenzi de verificare absolut tuturor instituțiilor publice. Din păcate, am mai avut că după asta iar un incident. Deci, bine, după Chemerova, noi în țară, mulțumesc Domnului și poate atenției cetățenilor, că la altcineva nu putem să mulțumim, s-a dat încă un fel de, se numesc eu, decret așa, de verificarea tuturor instituțiilor publice. Da, dar rămânem doar cu pălăvrăgeala, cu decretele. Corect. Și nu se întâmplă nimic pe bune și până la urmă observăm că până acum instituțiile care au fost responsabile nu știu cu ce s-au ocupat, numai nu de verificare și de evaluare. Eu îmi cer scuze, am să vă întrerup pentru că este pe fir Vitalie Știrbu, șef de direcție la agenția nouă formată care, pentru supraveghere tehnică, care de ceva timp deja întrunește toate cele obiective și toate responsabilitățile pe care le aveau precedentele instituției. Alo, bună seara, noi vă ascultăm. Bună seara. Da, spuneți-ne, vă rog frumos. Mulțumim de invitație. Îmi pare foarte rău că nu ați reușit să ajungeți în studio, dar sper că data viitoare... Cu toată stima și respectul față de dumneavoastră și cetățenii Republicii Moldova, dar cunoaștem ce s-a întâmplat cu incidentele de astăzi. Incidentele de astăzi. Suntem ocupați fizic, nu am reușit ca să ne deplasăm spre dumneavoastră la birou, la sediul dumneavoastră, să vă referim careva informații în direct. Nu, acum vreau câteva întrebări să vă adresez. Da, mulțumim. Da, spuneți-mi, vă rog frumos, Agenția pentru Supraveghere Tehnică, când își planifică să verifice spitalele din Republica Moldova la situația a siguranța antiincendiară? Sau dacă își are un obiectiv de așa fel? Dacă îmi permiteți. Puțin facem istorică, puțin astea vrem să familiarizăm și atât cetățenii Republicii Moldova, cât și alte persoane, că se cunoaște. Agenția pentru supraveghere tehnică a fost creată în urma reformelor instituite din Republica Moldova de a fi asigurat binele și siguranța cetățeanului. Pentru asigurarea reformelor a fost adoptată de către Parlamentul Republicii în baza Constituției legea cu privire la administrația publică centrală de specialitate. Scopul prezentei legi constă în asigurarea unui caracter democratic, legal, eficient și transparent de organizare și funcționare administrației publice centrale. Guvernul, la rândul său, fiind în subordinea Parlamentului, prin hotărârea Guvernului numărul 886, publicat în Monitor Oficial, la propunerea Ministerului Economiei și Infrastructurii, a fost creată agenția în subordinea Ministerului prin fuziunea, conturbirea Inspectoratului Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a obiectivelor industriale periculoase, Inspecții de Stat în Construcții cu Inspecții Teritoriale, ambele în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, Inspectoratului de Stat pentru Supraveghere Geodezică Tehnică și Regim din subordinea Agenției Relații Funciare și Cadastru.
Acum, la moment, agenția pentru supraveghere tehnică este succesor de drepturi și obligații al Inspectoratului Principal pentru supraveghere tehnică a obiectelor industrial periculoase, Inspecții de Stat în Construcție, Inspectoratul pentru supraveghere tehnică. Domnul Știrbu, nu vă supărați, dar noi nu avem timp foarte mult în emisiune. Emisiunea durează doar 40 de minute. Eu v-am întrebat dacă cunoașteți și dacă sunteți responsabili să-mi spuneți, aveți în obiectivele dumneavoastră prioritare să vizitați, să vedeți spitalele, la care este situația lor și dacă, pentru că am aici hotărârea numărul 1088 din 18 decembrie cu privire la organizarea și funcționarea agenției pentru supraveghere tehnică și am citit tot acolo și aveți stipulat articole în care se spune că purtați răspundere în fața cetățenilor privind siguranța antiincendiară. Eu v-am întrebat ceva la concret. Când vă planificați concret, să verificați școlile, instituțiile medicale, centrele? La concret, noi acum suntem în fază de evaluare și verificare a obiectivelor care au fost menționate conform ordinului comun dintre Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Economiei și Infrastructurii, unde au fost selectate ca obiectele de un flux sporit de persoane, de vizitatori. Care au fost acestea? Nu le știți? Centrele comerciale, cafenele, baruri, restaurante, grădinițe, case de cultură, că pe parcursul controlului inițiat, se completează listele, atât cu spitalele, grădinițele care... Ce se întâmplă în cazul în care dumneavoastră depistați încălcări grave? Ce se întâmplă? În cazul când, în urma controlelor, pentru fiecare obiect separat, care până acum au fost efectuate, au fost întocmite chestionare privind cerințele normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor și procesele verbale de control pentru persoanele care au încălcat legislația în domeniu, grupurile de lucru create au întocmit procese verbale unde au fost stipulate condițiile și termenii de lichidare a neconformităților. Termenii și de lichidare și neconformitățile, domnul Știrbu, procesele verbale ale dumneavoastră, ce putere juridică au? Dumneavoastră aveți dreptul, unde se duc acestea? Aveți dreptul după aceea să scoateți din funcție persoanele care nu respectă ordinul sau ce le face? Cum se întâmplă? La primul control, noi dăm un termen de lichidare a neconformităților. În cazul când termenul de lichidare, după termenul de lichidare, îl verificăm. Care nu au îndeplinit și nu au întrunit condițiile normative și nu au înlăturat neconformitățile, evident lucru, vor fi sancționat, vor fi sistate activitatea agenților economice. Și tot așa. Doar agenților economici sau și a celorlalte instituții? Vorbim a tuturor instituțiilor. Așa, deci... Credeți-mi. Da, vreau domnul Cibotaru să vă întrebe ceva. Deci eu vreau, nu să întreb, vreau să confirm că domnul Știrbu ne vizitat săptămâna trecută două ori instituția noastră. Așa. Împreună cu șeful departamentului careva de pompieri, da? Deci au vizitat spitalul, Institutul de Cardiologie, Spitalul Republican, Institutul Oncologic. Deci la noi ne-au făcut într-adevăr mai multe prescripții, dar au constatat că în principiu nu este starea atât de dezastroasă cum ar fi în cazul doamnă ferește de un incendiu. Noi suntem apți să facem față, numai că desigur trebuie lichidate 1, 2, 3. Uh-huh. Iată, ați văzut echipa, când a fost echipa dumneavoastră prima dată la noi, tocmai în aceeași zi a fost primit furtuni la Ministerul de Interne. Uh-huh. Deci care, prin intermediul domnului Știrbu s-au adresat la situații excepționale, aveau careva în plus. Ne-am făcut cadou. Deci lucrul este în derulare, se trece, dar, mă rog, asta e situația. Dar, în principiu, într-adevăr, dumnealor ne-au vizitat instituția două ori pe săptămână. Și lucrează. Domnul Știrbu... Poate pompieri au fost, dar nu e agenție pentru supraveghere tehnică la dumneavoastră. Pompieri au fost două persoane. Domnul Știrbu, dumneavoastră, cum ați zis, că nu ați fost? Poftim? Dumneavoastră, cum ați ziceți că nu ați fost? La Spitalul Republican nu am fost. De la instituția dumneavoastră. Este decomplectat la instituție. Am înțeles. Domnul Știrbu, eu vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și vă doresc ca să reușiți să verificați. Eu aș dori un mesaj pentru, da, spuneți. Și pentru utilizatorii construcțiilor, dar și pentru vizitatorii, pentru bolnavi. Conform articolului 26 și 27 al legii 721 privind calitatea în construcții, responsabilitatea
Nu o poartă numai aceștia care vin și verifică. Corect. Dar și cei care o vizitează. Asta vom discuta acum. Da, vă mulțumesc tare, mult succes în activitatea dumneavoastră și sperăm să fiți mai receptivi și să răspundă serviciul de presă mai rapid. Vă mulțumim. Da, o mică completare. Da, spuneți. Vorbim despre... Dumnealui a citit legea în bază la care și acum sunt în faza de evaluare. Păi nu înțeleg care este logica că s-a creat această agenție, dacă ei abia acum evaluează. Până la ei ce ei evaluau, amu ei evaluează pe ei ce și ei dar evaluau. Dar noi sărmanii cetățeni... Bine, nu-i lucru, nu-i bun ce s-a întâmplat, dar ce s-a întâmplat astăzi la Cantimir, dacă eu nu mă șel, un an sau doi în urmă, exact asta s-a întâmplat. Exact locul acesta a avut și un incendiu. Și tot în perioada aceea, nu degeaba am spus ceva înainte, că la centru Vatra a fost incendiu celălalt. Centrul Vatra, care era un azil pentru tineri, a fost închis, deoarece acolo trebuiau 40.000 de... O sumă care noi putem să o găsim, să o, cred că și mână de la mână, dacă o grămădim, o punem. Dar el totuși a fost închis, nu a fost deschis până în ziua de azi, așa să-l numesc. Dar centrul comercial de pe Cantimira, el n-a fost închis nici o zi. Dar ce s-a întâmplat asta de azi, incendiu care este, asta denotă că acolo nu s-a întreprins nicio măsură. Nimic, timp de un an de zile. De ce reiese că dacă tu ești un agent comercial și dacă mai ai un statut oricare sau ești de o apartenență politică, ți-i poate orice. Și iarăși, la aceeași, nu vreau să dau un petroi în o gradă cuiva, că oricum asta e o problemă comună, că mâini eu pot să nimeresc în centru acela comercial sau ruda lui acela care chiar l-a construit. Dar e problemă totuși. Dar totuși mi se creează impresia că cuiva se poate tot, iar la altcineva nimeni. Pentru cineva legea funcționează, iar pentru altcineva legea este dublă. Lui poate... Standarde duble. Aș vrea ca legea să fie unică pentru toți și dacă deja s-au creat o comisie oricare sau e ca domnul directorul spune că a deschis o secție în incinta instituției pe care dumnealui o dirigează, el întâi a făcut un studiu, a evaluat și a deschis secția. De ce? Că asta este profitabil, că asta aduce niște plusuri. Exact așa, dacă ei au considerat că a comaseze 3-4 instituții și a să facă o singură din 3-4 comasând face o singură agenție, agenția această date, agenție trebuie să fie lucrativă, da, să înceapă a lucra, regulament, dar nu să mai aibă perioadă de evaluare și de... să fie impotențe în orice acțiuni și să nu mai răspundă nici la... Regulament de activitate l-a pus în aplicații bine, e ca pentru instituțiile de stat, deoarece la noi s-a creat așa situație că ele sunt construite pe timpul sovieticilor, cei care au venit cu tancurile, le-au construit niște clădiri cuiva. Și actualmente ele nu sunt adoptate. Faceți un aport dublu. Agenția vine cu propunerile. Într-o oarecare măsură, propunerile trebuie să vină nu numai către acel spital, în cazul nostru, Spitalul Republican, dar totodată propunerile este trebuie să vină către guvern. Că spitalul, când ajunge să scoate bani de la guvern, guvernul dă-i din umeri. Spune și că nu are. Și nu are, da. Dar când caută cine e vinovat, îl caută pe spital. Corect. Eu tot lucrez într-o instituție publică, republicană și știu, sunt cunoscut cu întrebarea asta. Capitolul dat, eu nu m-am auzit la dumnealui să spui, da, noi venim cu unele propuneri, către cine? Către domn director, dar domn director știe ce probleme are. El nu găsește finanțare să le facă. Dar vin, te rog, și către guvern. Dar dacă dumneitale mai aveți, noi avem CNAM-ul, care în fiecare an se laudă că el o... economisit o sumă enormă de bani. Dar vine cu propuneri la dânși, oameni buni, facem un lucru social care nu este impozitat. Dați, facem ceva. Nu se vine. Se evaluează ceea ce mai evaluat altcineva, să fie mai încă cineva, cred că peste 2-3 ani de zile la guvernare și o să evalueze ceea ce au evaluat ăștia. Și tot așa cu evaluările. A să înceapă a da capite afară. A să dai capite afară, deja ești nu-s bun. Spășitor, o să găsească țapii spășitor pentru asta. Domnul Cibotaru, vreau să revenim la tema că jurnaliștii nu sunt chiar atât de răi în a descoperi niște situații care dumneavoastră ați spus la începutul emisiunii. Și aici vreau să delimităm temele care sunt foarte importante și să menționez pentru dragii noștri telespectatori că postul Accent TV și emisiunea Noi despre Noi au fost unici în perioada când au început denigrările medicilor și
când au fost atacurile asupra medicilor și practic se spunea categoric că toți medicii la noi sunt neprofesioniști, nu știu ce, păi noi am spus sușitare că trebuie să luptăm pentru calitatea profesională a lor, trebuie să-i scoatem în evidență pe cei care lucrează cu devotament și pentru acei care muncesc de ani de zile într-o respecta jurământul Hipocrate. Și aici vreau să zic că, într-adevăr, ne mândrim cu Spitalul Republican, cu acei medici de acolo și pentru că ați luat foarte multe premii și aveți niște nume, pot și să le spun, Liviu Maniuc, Oleg Repin, Aurel Bodiu, Maria Cibotar, Victor Cojocar, Victor Cojocaru, oameni extraordinari, de o verticalitate înaltă și profesionalism înalt. Aici vorbim, iată cum a spus și domnul Cojocar, vorbim despre alte lucruri, vorbim despre responsabilități diferite. Chiar oare nu se gândesc cei care ne conduc că și medicul în situația dată este supus riscului? Și știu foarte bine că dumneavoastră acum vă confruntați cu foarte multe probleme. De exemplu, paza spitalului, da? Și plata pentru consultații. Aici putem să dezvoltăm un pic tema. Da, deci la acest capitol... Bine, este mult de vorbit, de spus. Cu părere de rău, Spitalul Republican a fost transformat la un moment dat într-un tolcioc, într-un târg. Deci din salon în salon umblau cu genți, vindeau, cumpărau, nu mai știa nimic ce e acolo. Deci, un exemplu, săptămânal în lifturi se găseau până la 500 de portmonei. Săptămânal. Deci fenomenul deci, furturilor se fura din buzunare. Ca în codru, se fura ca în codru, domnule. Deci să treci prin lift era imposibil să ridici, să urci la unde. Deci permanent erau vizitatori, nu mai știi nimic. Trebuie să facem ceva. Ce aici s-a stabilit sistemul, în primul rând, Spitalul Republican este un spital chirurgical. 70% din bolnavi sunt chirurgicali. Ori chirurgia presupune niște rigori foarte stricte, sanitare epidemiologice. Este interzis trecerea în blatul așa, fără niciun scop. Iată, vin dimineața vizitatorii, rudele, să înțeleg, vin departe. Dar dimineața medicul trebuie să-l asculte pe bolnav, să-i fac pansament, să-l fac consultații. Deci sunt o sumă de lucrări care îl întrerup, nu permit să lucrezi la bolnavul lui. Doi, să aduc și multe infecții. Oamenii vin din stradă, de la lucruri, de la agricole, de la animale, deci cu hainele cele, se aduce infecții în spital. Da. Deci nu se poate trecut așa. Deci am pus, în sfârșit am luat o decizie destul de bine, doloroasă pentru unii și nu pentru mine. Să vă zic sincer, au venit mulți bolnavi și stăteau la ușă câte o oră, prima doamnă, câte o oră și la ușă, să la mine. Deci, domnule, eu vreau să vă mulțumesc că ați făcut ordine în spital. Sincer vă zic. Deci era imposibil să ieși în salon ceva. Totul se fura. Da, deci vreau să vă zic chestii. Că în Europa, de exemplu în Israel, paza este ceva normal în spitale absolut, de așa mărime ca absolut, la dumneavoastră. Dar... Doar că probabil fenomenul ajunsese la așa un nivel că ați luat mai așa drastic, da, mai dureros, ați luat niște decizii. Problema plății. Da. Deci problema plății, jurnaliștii cu mare drag, uite, Cibotaru e bandă la vizitatori pentru a intra în spital. Este o prostie. Deci, Spitalul Republican este staționar pentru bolnavi care stațează staționar. Pentru bolnavi ambulatori există policlinic, care se cheltuie bani, deci sunt medici angajați, cheltuie energie, lumină, tot se cheltuie, da? Ei sunt o serie de bolnavi așa care nu vor să ducă în policlinic. Dar eu vreau la doctor ceva. Păi vrei, asta e moftul tău. Moftul tău, ți-l achizi tu. Vrei să întrerup doctorul de la lucru care îl face în timpul ăsta în spital? S-a oferit un spațiu pentru consultanțe. Spațiul ăsta, deci, necesită curățat, încălzit, spălat, asigurat, cu medicamente. Asta costă bani. Deci tu vrei să beneficiezi de cei ce nu ți aparține după lege. Legea ți-a oferit policlinica. Acești specialiști, acești oameni, ți oferă posibilitatea să fie acolo consultat. Nu, eu vreau acolo stau și vreau la ora 7 dimineața. Păi nu se poate așa. Și iată, asta au provocat, văd când cititori s-au înțeles. Se aplanează lucrurile, da. Și dumneavoastră. Colaborarea dumneavoastră cu Ministerul Sănătății și cu alte instituții de stat, la momentul de față, cum este? Prietenoasă sau... Să vă zic, sincer, este puțin dificil din considerent că eu lucrez în spitalul ăsta în funcție de director de spital de 2 ani și ceva. În această perioadă, 2 ani și ceva, lucrează treile ministru. Deci este o problemă, deci este instabilitate. Se cere o stabilitate
Deci o atitudine mai prietenoasă, mai, oamenii tot timpul se mănâncă, se împung, se critică, se, deci trebuie mai leger, deci dacă vrem să facem probabil că ceva, politizarea a ajuns și la dumneavoastră. A ajuns la, la os, deci nu. Iată, în, în principiu cei ce țin de miniștri și prima ministru și a două și a treile, acum deci am avut relații foarte și foarte bune, înțelegătoare, deci n-am avut nicio disensiune, cu toate că probleme sunt multe. Dar am fost ascultat, înțeles, mi s-a lămurit, mi s-a explicat, adică... Da, dar noi avem toată șansa că în noiembrie să schimbe și doamna Cebotar și atunci veți merge la al patrulea ministru și problemele nu se vor rezolva. Pentru că suntem pe final de emisiune, domnul Cojocaru, vreau să-mi spuneți dumneavoastră, cum considerați acești trei miniștri și ultima ministră, doamna Cebotar, ar fi trebuit să se preocupe de traducerea prospectelor pentru medicamente în rusă propuse de Irina Vlah sau să se preocupe de situația care este Spitalul Republican? Eu simplu îmi spun una. Accesul, domn director, că este, este intrarea în Spitalul Republican cu plată, eu parțial nu sunt de acord, deoarece din intrarea dată medicul la propriu nu are nimic, una la mână, că doar el până în final face serviciu. Eu sunt medic și sunt prost plătit. De ce n-aș putea să favorizez din plata asta care mai este? Una nu, la mână. Domnul, mă iertat, deci da. Noi sunteți la orele de lucru, sunteți salarizat. De faceți acord. Lucru adăugător din contul statului, nu-ți permite. Domnul Cipătaru, eu asta completez asta cu Germania. Da, în Germania, suplimentar, când se duce un pacient la medic, medic, achită medicul la direct, medicul îi face prescripție, el ulterior se duce odată la un termen oricare la banc și achită din suma asta bani. Tot în perioada când este în spital. Și o parte din bani se oprește impozitul pentru spital, altă parte se duce la medic. E cu totul altceva. Ei, cu totul, dar de ce să nu facem și la noi mai bine? Referitor la miniștri care, care este. Din toți miniștri trei care, care sunt acum, numai pe ministru care este actualmente, eu îl cunosc, el a trecut toată ierarhie, el a lucrat ca un adevărat medic. El a început din perioada studenței mea, a fost asistent medical, medic și toate treptele. Restul am fost puși pe, cred că după dividende politice, alt cuvânt nu am. Și da, acum, dar suferim noi și suferă corect. Oamenii care vor și să facă niște schimbări dacă, și nu au... Dacă noi vorbim actualmente de Spitalul Republican, eu pot să vă spun că Spitalul Republican este raiul medicinii în Republica Moldova. Mai bună medicină ca în Spitalul Republican la moment nu. Dar totodată când noi ne ducem în periferie, eu sunt de la periferie, eu nu sunt din Chișinău, da, sunt da, din țară. Expirat, acolo medicina este pe burtă. Medicina, dacă ar fi un ministru competent, ar trebui să fie la același nivel pe în toată țara, începând în nord-sud, est-vest. Și Moldova. E ca la capitolul dat, noi nu că avem mult de lucru, dar noi am rămas mult în urmă și trebuie să-l ajungem. Asta ne ia mult timp și finanțe. Dar iarăși nu înseamnă că nu sunt lucruri care nu este posibil de ele a le efectua. Da, eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio, timpul a expirat. Eu vă felicit cu toate proiectele noi, domnul Cebotaru, pe care le aveți și colaborările frumoase cu Franța, Italia, Germania. Vă felicit pentru acea zonă extraordinară a blocului alimentar care, într-adevăr, este ultramodernă și vă doresc în perspectivă să aveți o colaborare frumoasă cu Guvernul și cu Ministerul Sănătății și să, în continuare, să avem parte de niște medici, să ne mândrim cu medicii care lucrează la Spitalul Republican. Și cu Accent TV inclusiv. Și cu Accent TV inclusiv. Dacă se poate o mică remarcă. Da, după cum știți, acum în România s-a făcut primul transplant de plămân și a fost făcut de către un medic din Republica Moldova, care activează în Germania. Uh-huh. Domnul director la noi tot a fost în Germania. Poate implementăm mai multe lucruri bune din Germania, inclusiv ceea ce am spus eu cu salarizarea și totodată cu implementarea noilor tehnologii și noilor tipuri de operații. Asta ne va ridica nu numai ca sănătatea pe Republica Moldova, dar totodată poate facem și medicina ca medicina de turism și vor veni și vor trata în Republica vor Moldova. Vor trata la noi, da, exact. Se numește dar... Igor Tudorache, chirurgul, deci primul transplant de plămâni în Rusia l-a făcut Iablonski Petru de la Moldova, în România primul l-a făcut Igor Todorachi din Moldova, care activează în Germania, am activat împreună 4 ani în clinica în Hanovra, da. Da, este extraordinar ceea ce spuneți. Vă promitem că vom face reportaje la aceste teme și dintotdeauna Accent TV a dorit să pună accentele corect și să scoatem în evidență oamenii care într-adevăr muncesc și cu care Republica Moldova se mândrește. Iar la tema de astăzi îmi doresc foarte mult ca doamna ministru să ia atitudine la tot ceea ce se întâmplă în Spitalul Republican și să
să-și schimbe șefa serviciului de presă și noi, domnul Candu, să trăim într-o țară în care să nu avem incendii, pentru că Republica Moldova este o țară micuță și nu trebuie uneori să credem că nu ne ajunge un păcat sau o tragedie așa cum a fost în Kemerovo. Eu vă doresc numai bine, ne urmăriți la 19:00, marți și vineri, emisiunea Noi despre Noi.